ce face concret marketizorul și cum funcționează. Pentru că multe lume cu care vorbesc și, multor oameni cărora le spun, ok, putem face un A-B testing, zic, dar cum poți să faci A-B testing? N-ai nevoie de developer. E bine, nu. Spune-ne puțin concret pe pași ce ar însemna un proces de la început până la final de A-B testing pentru creșterea ratei de conversie. Da. Păi, A-B testing înseamnă practic versionarea unui landing page sau unei pagini importante și relevante în funnel de conversie. Funnel însemnând pânia aia, fiindcă luăm oamenii de la vizitatorii, facem prospecții, ducem la, nu știu, shopper, respectiv. Corect. Se uită la produse, pun cu produse în coș și la final cumpără, dacă vorbim de e-commerce. A-B testing-ul se poate face fie, într-adevăr, prin developer, fie prin într-un editor, what you see is what you get, pentru că problema mea era că nu eram tehnic și nu puteam să fac lucrurile astea singuri și aveam tot timpul dependența asta de un programator. Și atunci există astfel de editoare care îți oferă șansa să miști elemente, să schimbi elemente, respectiv imagini, cuvinte, headline-uri, butoane, culori, fără să ai nevoie de un astfel de developer. Deci, practic, marketizatorul este un astfel de instrument care are o componentă serioasă, una dintre cele trei componente principale ale sale, partea asta de A-B test. Și anume, ai un editor, începi să schimbi lucruri de acolo, din pagina deja existentă, o salvezi ca și variație, după care aloci o parte din trafic către acea pagină. Mai mult decât atât, poți să mergi mai în adâncime și să nu aloci doar o parte din tot traficul, ci o parte din traficul care vine, de exemplu, din Google AdWords sau din campania X. Sau poți, practic, să faci segmentare. Segmentarea presupunând că tu, în loc să vezi toți vizitatorii ca fiind la fel, începi să-i pui în tot felul de grupe. Căsuțe, da, grupe. Găleți, le spun englezii, buckets, da? Și atunci tu adresezi în mod diferit vizitatorii care vin de pe o sursă de trafic sau dintr-un anumit oraș față de cei care vin din altă sursă de trafic și din alt oraș, expunându-le mesaje care pot fi relevante. De exemplu, dacă ai în București livrare în aceea zi celor din București, poți să le oferi acest avantaj competitiv, iar celorlalți care nu sunt din București să nu le spui asta, ci să spui, nu știu, livrare din stoc sau livrare rapidă sau... Ceea ce e super tare, că nu ai nevoie să ai două site-uri în paralel, unul pentru București și unul pentru provincie. Poți să ai același site pe aceeași pagină, cei exact. Care vin din București văd ceva, cei care vin din provincie văd altceva și măsori live ceea ce fac unii și ce fac alții. Practic ești exact. Ca un fel de, nu știu, ca într-un laborator. Vezi exact ce funcționează mai bine și păstrezi ceea ce funcționează. Tehnic, cum se întâmplă chestia asta? Spune-ne de fapt... Tehnic se întâmplă în felul următor. Noi avem un JavaScript, respectiv un cod foarte mic, care este exact acel de la Google Analytics și este ca un strat care se interpune între vizitator și site-ul pe care noi îl expunem. Deci, în momentul în care cel care are site-ul a pus acest cod în codul sus, pagină, da. Noi practic identificăm dacă vizitatorul ăsta este calificat pentru un experiment, da sau nu. Dacă da, intră pe un flow, un flux și se expune o imagine, dacă nu, intră pe altă imagine, pe altă pagină. Pagina asta se schimbă în timp real, respectiv se schimbă HTML-ul și de aceea A-B testing-ul este în mare parte independent de platforma pe care funcționează website-ul. Pentru că este vorba de cum expui datele, da? Este partea de front-end, da? HTML-ul, care diferită de partea de backend. Și atunci, noi în timp real, folosind serviciile de la Amazon Cloud, schimbăm, modificăm în timp real pagina, astfel încât vizitatorul să vadă acea variație față de original. Și în A-B testing se folosește principiul exact ca la medicamente. Dacă unora nu le dăm nimic, le dăm un placebo, ce se întâmplă cu rata lor de conversie și celor care le dăm un medicament, ce se întâmplă cu ei. Și după aia, la final, vezi, ok, ăștia au o rată de conversie de 1,18 și ăștia au de 1,41%. Doamne ajută! Ca și rata de conversie poți măsura mai multe lucruri. Nu? Da. Poți măsura numărul de click-uri pe un anumit buton sau numărul de formulare trimise sau, efectiv, dacă e un magazin online, numărul de tranzacții încheiate și așa mai departe. Exact, da. Poți măsura rata de conversie, poți măsura venitul pe fiecare vizitator, care e un parametru care foarte
rar folosit, însă după mine este cheia pentru a identifica dacă merge sau nu o variație, fiindcă el înglobează atât comanda medie per client, cât și rata de conversie. Da? Respectiv, în felul ăsta, venitul per vizitator pe care noi îl monitorizăm este cel mai relevant, fiindcă tu până la urmă plătești 1000 de click-uri și pe 1000 de click-uri ai venitul per click de 1 leu cu o variantă, 1,3 lei cu cealaltă variantă. Și atunci este mai eficient din punct de vedere al costurilor să folosești varianta cealaltă. Cumva noi trecuim valoarea medie dacă este un magazin online, venitul per vizitator, rata de conversie, venitul total, numărul de click-uri, numărul de vizite și orice alt parametru pe care specialistul respectiv vrea să-l monitorizeze. Nu știu, numărul de oameni care au pus ceva în coș, numărul de oameni care s-au abonat la newsletter sau au făcut diverse activități pe care ownerul site-ului vrea să le obțină de la vizitatorii săi. Deci, practic, este foarte util să-ți cunoști, în primul rând, ce vor vizitatorii tăi. Și asta e un lucru extrem de important în tot ce înseamnă marketing în general și marketing online. Dacă reușești să cunoști, să faci un research cât mai mănunțit al dorințelor vizitatorilor tăi, vei putea să le vinzi ceea ce vrei tu să le vinzi. Pe lângă partea de A-B testing, știu că marketizator mai are niște features, mai are niște caracteristici. De fapt, noi am pornit cu A-B testing-ul, însă, după mine, demersul ăsta de optimizare a ratei de conversie pornește de la partea de research, de analiză. Și analiza se poate face cantitativ, respectiv prin Google Analytics, în care vezi că ai 15.000 de vizitatori din nu știu ce orașe, bounce rate-ul este de nu știu cât, tot felul de parametri de genul ăsta. Și asta e o analiză extraordinar de utilă pentru a mări rata de conversie. Pe de altă parte, mai avem și analiza calitativă, respectiv degeaba încercăm noi să mărim rata de conversie doar prin chestiuni tehnice și de usability dacă noi avem o problemă de înțelegere sau vizitatorii noștri au o barieră de care noi nu suntem conștienți. Și pentru aceasta noi avem o parte în platformă numită surveys, respectiv sondaje, care la anumite momente către anumiți vizitatori transmitem niște întrebări. Și întrebările pot fi: ai găsit ce căutai pe site-ul nostru? Da, nu. Și în felul ăsta ne dăm seama că cei care erau, de exemplu, pe pagina de laptopuri, n-au găsit ce căutau. Și putem să intrăm, dar ce căutai? Păi căutai Toshiba nu știu de care. Și noi capturăm răspunsurile astea, putem la final să-l și rugăm să ne dea datele de contact dacă vrea să-l contactăm. Și atunci, în felul ăsta, devenim proactiv către publicul nostru țintă și putem să facem follow-up și să-i spunem: am găsit Toshiba X8 Satellite, nu știu ce. Deci asta e o modalitate prin care se pot folosi sondajele. O altă modalitate este să întrebăm doar pe cei care ajung, trec prin toate barierele pe care le avem noi pe acolo pe site, prin toate problemele și ajung cu produsul la casa de marcat. Și se uită doamna de la casieră, noi nu avem casiera asta și atunci, neavând-o, ar trebui să aflăm de ce ăia care au venit cu toate produsele alea în brațe pleacă. Sau de ce să le lase acolo. Da, rata de abandon, de exemplu, pe coș în momentul de față, average, în e-commerce, este de 70%. Asta înseamnă că 7 din 10 clienți, vizitatori, ajung cu produse până la casa de marcat și pleacă. Nu vedem chestia asta în offline. Nu, normal. Mergem când ne uităm la Carrefour, Mega Image, H&M, nu știu ce, oamenii se duc la casă și pleacă cu tot cu cumpărături. Și atunci noi trebuie să aflăm care sunt problemele pe care le au acești vizitatori, fiindcă sunt evident probleme gestionabile și never gestionabile. Dacă tu nu ai un preț competitiv sau dacă tu nu ai în stoc sau nu știu ce, ok, trebuie să îmbraci această problemă astfel încât să fie mai ușor digerabilă de către un vizitator. Și atunci, pe pagina de coș, doar pentru vizitatorii care încearcă să iasă fără să termine achiziția, putem lansa un astfel de sondaj la fel. Să întrebăm: ce anume te-a determinat să nu închei procesul de comandă? Mă rog, nu neapărat cuvintele mele. Evident. Cuvintele deci, practic, poți vedea ce face mouse-ul unui vizitator, că merge spre colțul din stânga sau din dreapta sus, adică care e un semnal că ar vrea probabil să iasă, și apare un pop-up cu o întrebare, mă rog, poate și un ceva mini bonus ca să răspundă sau știu eu. Asta da, poți să stimulezi sau să nu stimulezi. Din experiența noastră, cei care nu stimulează
au o rată de răspuns mai mică, însă este mai, are acuratețe mai mare. Mai corectă. Că cei care răspund, era și o reclamă pe net cu el și cu ea, lângă calculator, și el se uită la ea și spune: ce zici, dragă, ce să răspund aici ca să-mi dea ăștia o pizza gratuit? Da, cam așa. Adică, fiindcă ei cred că, de fapt, dacă răspund într-un fel, vor primi acel bonus pe care îl oferă. Deci aici, cumva, puteți să testați, să vedeți cum merge, câți răspund dacă le oferiți un stimulant, câți răspund dacă nu le oferiți un stimulant. E ideea că după ce ai toate datele astea, afli care sunt barierele pe care le au vizitatorii. Și afli dacă sunt bariere pe care le poți gestiona prin textele pe care le pui, prin, nu știu, poți mări încrederea, poți să pui un testimonial, poți să spui câți clienți ai, poți să spui că ești, nu știu, ai un certificat, cum e, trusted.ro. Corect. Și în felul ăsta să crești încrederea vizitatorilor în magazinul tău, sau, din contră, afli că sunt bariere pe care nu le poți gestiona ever, fiindcă, nu știu, nu vrea să aștepte două zile cât ți-a ție să aduci pantofii din Irlanda. Corect. Asta, basta, adică poți doar să spui că dacă vii mai târziu de două zile, poți să faci un test de genul ăsta, dacă vii mai târziu de două zile, noi îți dăm gratuit șireturile pe viață. Sau poți să te joci în orice modalitate preferi. Ideea este să afli și să începi să schimbi lucruri, fiindcă dacă nu schimbi lucruri, și asta e cam viață, dacă nu schimbi lucruri, nu are ce se întâmple. Adică degeaba te aștepți să iasă castraveți când tu pui doar semințe de roșii în grădină. Nu? Cam... Practic, este un tool pentru oameni de marketing ca să vândă mai mult, în același timp e un tool pentru oamenii care vor să fie proactivi. Și da. Multă lume zice, am venit în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră cu ceva, ai textul clasic din marketing care e așa. Limbajul de lemn. Ok, fă-o și în online. Vină în întâmpinarea nevoilor mele, între ghilimele, întrebându-mă ce vreau. Fii proactiv, da. Nu mă lăsa să mă blochez pe site-ul tău și după aia tu să rămâi frustrat că nu ai vânzări. Nu-i bun site-ul, nu-i bună piața, nu-i bună țara și așa mai departe. Asta da. Da, nu? Bun. Marketizator e un tool pentru oameni activi, clar, pentru oameni activi de marketing, până la urmă, și pentru owner de site-uri care vor să aibă rezultate mai bune cu site-ul lor, deci un moment foarte potrivit că îl prezentăm la Conversion Academy. Pentru cine? Ai dat în exemplele tale, ai vorbit mult despre magazine online. Și da, 70% dintre clienții noștri sunt magazine online, pentru că acolo durerea este cea mai mare. Respectiv, rata de conversie doare cel mai tare la magazinele online. Poate la un blogger sau la un site de prezentare sau la o companie care face business to business și vrea să captureze lead-uri, poate nu au atât de acută problema asta, fiindcă pun mâna pe telefon, fac cold calls, folosesc outbound și atunci rata de conversie nu e un focus pentru ei. Însă magazinele de comerț electronic au nevoie de astfel de un instrument ca al nostru și de aceea ele le folosesc cu prioritate. În momentul de față avem în platformă peste 700 de magazine, de website-uri care testează platforma noastră. Pentru cei care nu au magazin online poate fi util pe partea de contact, pe partea de generare lead-uri, pe toate lucrurile unde au un scop precis, adică sau vor să facă ceva oamenii pe site. Generare de lead-uri merge foarte bine partea asta de survey, fiindcă poți închide la final, de exemplu avem un client în zona de imobiliare și ei au nevoie să vândă foarte multe apartamente și atunci identifică întâi tipul de client, respectiv ce te definește mai bine, stau cu părinții, stau cu chirie, stau într-un bloc vechi și vreau să-mi schimb apartamentul, nu știu ce, și în funcție de asta pregătesc niște mesaje, fiindcă asta permite platforma noastră, ca dacă un vizitator răspunde albastru, poți să-i spui mesajul verde mai târziu. Și atunci, pentru cei care stau cu părinții, de fapt, ei spun avantajele pe care le are complexul lor rezidențial și la final capturează datele de contact pentru că vorbește pe limba acelui personaj, da? Se formează un fel de buyer persona, așa se numește. Respectiv, degeaba ai un mesaj generic pentru toată lumea, fiindcă motivele pentru care o să cumpere un tânăr de 21 de ani care s-a săturat să se certe cu părinții sunt diferite decât cele ale unui tânăr familist care nu mai poate să stea cu soacra în casă. Corect.
și tot așa. Deci, practic, ajută ca să-ți gândești un fel de scripturi de vânzare asincronă, practic, că nu ești față în față cu cumpărătorul să-i povestești tu, să-i răspunzi imediat la nevoi, dar practic îți faci niște scripturi de vânzare asincronă prin care le prezinți anumite texte anumitor oameni și în felul ăsta îți crești ție șansele să transformi din niște străini care intră pe site-ul tău în niște clienți. Exact. Right? Da. Foarte tare. Vreau să te întreb, tu ești modelul perfect de antreprenor în online care folosește online-ul ca să-și atragă mai mulți clienți. Așa. Cum faci lucrul ăsta în momentul de față? Care e strategia pe care o ai? Strategia noastră este să educăm, adică facem tot felul de lucruri, fiindcă produsul nostru este destul de avangardist în momentul de față, adică dincolo de A/B testing și surveyor, avem și o parte de personalizare în timp real, în funcție de ce face vizitatorul, nu știu ce. Da. Și oamenii nu sunt prea obișnuiți cu astfel de lucruri. Deci cumva suntem, poate piața din UK și din US este puțin mai deschisă, dar nu e mare diferență și asta, ca să fac o paranteză, dacă credeți că în afară oamenii sunt mult mai deștepți și mai nemaipomeniți și fac lucruri extraordinare și de-aia au succesul ăsta economic, nu este așa deloc. Adică am întâlnit oameni foarte buni în România și oameni foarte slabi în afară și viceversa. Deci cumva e cum era când s-a împărțit norocul, s-a împărțit de fapt la fel. S-a împărțit la fel, e o curbă a lui Gauss și de fapt statistic cam exact. Tot acolo ar trebui să fie lucrurile. Da, și revenind la întrebarea ta despre cum facem noi, noi încercăm să facem educație, respectiv să dăm tot felul de informații care să-i ajute pe clienții noștri să înțeleagă fenomenul și să poată să-și înălțească nivelul de cunoaștere asupra business-ului și facem infografice, ghiduri, e-book-uri, webinarii, tot felul de lucruri de genul ăsta online. Dincolo de asta folosim remarketing și folosim puterea influențatorilor. În zona asta de business to business este important să ai oameni care, al căror cuvânt atârnă foarte greu în mintea consumatorilor și de aceea practic avem influencers cu care lucrăm. De exemplu, cei de la Wish Test One, care e practic principalul publisher, da, care se referă la A/B testing, folosește platforma noastră pentru testare și Justin Rondeau de acolo este chiar de curând a făcut un review foarte pozitiv. Foarte deci cam asta folosim noi pentru a ajunge la clienți. Deci, practic, faceți educație, folosiți blogul marketizator, folosiți pe lângă blog și articole scrise pe blog și am citit unele foarte bune acolo, folosiți, cum ziceai tu, infografice, webinarii și creați o comunitate, da? Deci, exact, da. Îi, practic, încercați să-i convingeți pe oamenii care intră o dată pe blog să se înscrie la newsletter-ul vostru, să-și arate interesul pentru ceea ce faceți voi și slowly, slowly, o să se, încet, încet se va construi o comunitate care, la momentul în care va fi pregătită, va ști unde să vină să, exact, să cumpere produsul. Da. Super. E cel mai firesc așa, fiindcă eu nu sunt pe modelul ăla pushy sales guy din ăla. Da, nici mie nu-mi place, deși am fost în vânzări. Și înțeleg că oricum și procesul de vânzare pentru noi este mai degrabă de a răspunde la solicitările venite din afară decât de a ne duce noi către piață. De exemplu, am făcut o chestiune, un quiz pentru magazinele online prin care ele puteau să determine cât sunt de optimizate. Prin întrebări subiective, aia, nu aia, de regea înaltă, cât de repede se încarcă site-ul, nu știu ce, toate lucrurile care puteau afecta rata de conversie și le-au completat 400 de magazine și din astea 400 au fost foarte multe care au venit către noi, fiindcă au conștientizat problema. Și-au dat seama, da. Oricum, în procesul de a vinde orice, întâi și întâi trebuie să-i ajungi pe oameni să înțeleagă că au această problemă și după aceea să facă link-ul către soluție ei către tine și nu neapărat să bască pe chestia asta. Evident, și partea de direct sales este foarte importantă în business to business, însă pentru zona asta de online așa o folosim noi. Ai o aplicație sau un instrument online pe care o folosești frecvent și pe care o recomanzi? O aplicație, te referi dincolo de marketizator? Bine, mare de aplicații pe care le folosesc pe tehnologie, așa. În momentul de față sunt
așa, în zona de love and hate cu tool-urile de project management, am încercat o grămadă, Basecamp, Trello, whatever, I done this, și niciunul? Wunderlist. În momentul de față folosim Asana și pare că e ce trebuie în momentul de față. Însă e o chestiune de schimbare de obiceiuri, adică performanța are mare legătură cu obiceiurile pe care le ai. Dacă ai bun obicei de a vedea tot timpul din ansamblu, din avion, așa, care e următorul lucru cel mai important pe care trebuie să-l faci azi, e foarte bine. Deci Asana, o să pun link-ul către Asana, îl știu, l-am folosit, mie nu mi s-a potrivit, noi folosim Trello. Deci fiecare, ce e foarte bine în online, sunt o mulțime de tool-uri utile. Astea două sunt gratis, și Asana și Trello. Evident că are, Trello cel puțin are o versiune plătită, dar nu e nevoie de ea pentru majoritatea oamenilor. Dar pentru cei care văd interviu, măcar să încerce, să le încerce, să vadă care îi se potrivește. Nu există una mai bună decât celelalte. Asana, da, e mișto. Chiar o să o pun în link-uri. Cu siguranță. Iar pentru zona asta de online marketing sunt o grămadă, nu știu, sunt zeci. De exemplu, acum există un tool făcut de niște evrei similar web prin care îți dai seama câți listatorii au concurenții tăi, câte vizite au. Și poți să verifici, are o versiune standard și una plătită. Sau o grămadă de tool-uri prin care poți să te prinzi de lucruri. Da, similar web, foarte mișto. De la tine știu ăsta și îl folosesc. După ce mi l-ai spus tu, chiar îl folosesc, îmi place. Da. Pe final, pentru că timpul este limitat și știu că ai întâlniri în câteva minute, ai ceva special, un cadou pentru membrii Conversion Academy care văd interviul ăsta? Am două cadouri pentru ei. Yes. În primul rând, cei care văd interviul ăsta și au chef să testeze platforma noastră, o pot face având un discount de 50%. Se numește, o să pun un cod aici. Codul este Conversion Academy, ca să nu fie greu, da? Perfect. Și pentru că am zis și de al doilea cadou, o să vă spun așa, de la suflet la suflet, oameni buni. Măi, oameni buni, apucați-vă de treabă, adică nu mai lălăiți că viața se termină și o să îmbătrâniți și o să vă duceți ca mine la oftalmolog și o să vă spună, aveți 34 de ani, păi și nu purtați ochelarii ăia. Apucați-vă de treabă, da? Cercetați, adulmecați, apucați-vă, uitați-vă în jur, luați-vă modele, citiți mai mult, faceți ceva cu viețile voastre și fiți pasionați, nu vă mai uitați tot timpul către hău, ci uitați-vă către vârful muntelui pe care ați hotărât tot voi să-l urcați. Și dacă nu e ăla muntele, uitați-vă în jur, poate e un alt munte pe care merită să-l urcați, da? Fiindcă timpul este limitat, cum a spus și Ciprian. Foarte tare, îți mulțumesc foarte mult, Valentin, și pentru ambele cadouri, pentru toată discuția și toate ideile bune care ni le-ai dat. Sunt perfect de acord cu tine, trebuie să învățăm. Trebuie să ne pregătim ca să avem succes. Am auzit un citat într-un podcast și zicea "The more you bleed in training, the less you bleed in battle." Da. Sau ca să-l traduc, cu cât sângerezi mai mult în antrenament, cu atât vei sângera mai puțin în luptă, când chiar contează ceea ce faci. Antrenamentul ăsta înseamnă, de fapt, educarea, înseamnă încercarea lucrurilor, înseamnă făcutul primului pas și mersul înainte. Deci toți cei care vor să aibă succes, să facă, e foarte simplu să înceapă. Și tu îi ajuți chiar cu codul pe care l-ai oferit să înceapă cu 50% reducere. Conversion Academy, codul, îți mulțumim tare mult pentru el și pentru timp. Ce să zic, spor la toate, să ai o zi extraordinară și să ne revedem în curând. Mersi mult! Mulțumesc.